Salutare și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Mihai, el este Andrei și astăzi avem următoarea dilemă: BMW seria 7 sau BMW X7? Pentru că e o discuție că s-ar canibaliza așa unul pe altul. Dacă ești foarte bogat și nu știi dacă să-ți iei un seria 7 sau un X7, ascultă-mă pe mine și ia-ți un X7. Sau poți să mă asculți pe mine și să-ți iei un BMW seria 7 pentru că încă ai motive să faci asta în clasa de lux. În orice caz, abonează-te la Motorvlog TV și hai să începem! O să încep eu pledoaria pentru BMW seria 7, iar primul meu argument este chiar această grilă supradimensionată. Grilă care a nebunit pe toată lumea, sunt unii oameni care nu își pot continua de viață din cauza acestei grile. Eu sunt de părere că în cazul în care nu-ți place această imensă grilă, ești mai câștigat într-un seria 7, pentru că ea este cumva răspândită mai frumos pe orizontală și parcă se înțelege mai bine cu designul mașinii, mai ales dacă nu ți-ai ales pachetul M. Nu este însă cazul nostru. Grila asta uriașă mi se pare că stă mai bine pe un X7 decât pe un seria 7, din simplu motiv că un X7 este mult mai mare și prin urmare grila nu mai pare atât de voluminoasă. Pe de altă parte, lui X7 i-a rămas o frunză printre dinți. În fine, pur și simplu mi se pare că oricât de controversate ar fi noile grile BMW, pe X7 parcă par puțin mai delicate din simplu motiv că mașina este uriașă. Oricum ar fi, treaba asta ține de gusturi și depinde, cred, destul de mult și de pachetul de design exterior pe care îl alegi. Dar pentru mine personal, grila arată mai bine pe X7 decât pe seria 7. BMW seria 7 este mașina mai scumpă. De exemplu, prețul pentru un BMW 740 diesel X-Drive fără ampatament lung începe de la 109.000 de euro. Prețul pentru un BMW X7 cu un motor echivalent începe de pe la 86.000 de euro și când ai prieteni bogați, este bine să fii tu ăla cu mașina mai scumpă. Așa că de banii pe care îi plătești pe un 740D fără ampatament lung, poți avea o mașină într-o motorizare care nu se mai produce, ceea ce evident o va transforma într-o raritate, adică M50D, pentru fix 109.480 de euro. Și pe lângă faptul că te poți lăuda cu un motor quad turbo, mai ai parte și de 400 de cai putere și 760 Nm. Asta înseamnă că primești o mașină de peste 2,5 tone, care face 100 în 5,4 secunde și care atinge 250 de km pe oră, ceea ce mi se pare foarte tare. Pe de altă parte, dacă nu vrei un diesel fix la aceiași bani, adică tot 109.000 de euro, poți alege un M50i, adică un V8 de 4,4 litri pe benzină absolut superb. Un alt argument este motorul V12. BMW seria 7 este singura mașină din gama BMW pe care poți să-ți echipezi cel mai prestigios motor de la ei, adică un V12 suficient de baban, de 6,6 litri, cu aproape 600 de cai, care accelerează de la 0 la 100 de km în 3,8 secunde. Ăsta ar trebui să fie un indicativ clar că BMW seria 7 rămâne vârful de lance în gama BMW. Dacă tot ți-ai luat un BMW X7, să știi că primești și o suspensie pneumatică cu o gardă la sol reglabilă în înălțime pe o plajă destul de înaltă. Așa că poți duce aceste roți uriașe pe 22 de inci și în off-road, astfel încât să ajungi departe de civilizație. Mă rog, acum nu știu cât de mult off-road poți face cu un X7 pentru că n-am încercat treaba asta, dar chiar nu văd de ce ai da mai mulți bani pe un sedan care îți oferă mai puține lucruri. Și X7 mai vine cu o chestie care mie îmi place foarte, foarte mult, adică o băncuță în exterior. Așa că ridici garda la sol la maximum, te aventurezi pe drumuri mai puțin umblate, cobori din mașină, cobori și acea băncuță, te așezi pe ea și pur și simplu respiri. Mai ales că vine și cu un suport care îți ține un energizant la rece sau o cafea la cald, pentru că da, suporturile de băuturi din BMW X7 au funcție de răcire sau de încălzire a băuturii.
poți să-ți alegi BMW seria 7 și cu un ampatament lung. Pentru câteva miuțe în plus, poți să adaugi 14 cm față de versiunea standard și asta înseamnă mai mult spațiu pentru tine, mai mult confort pentru tine, cât și pentru pasagerii din spate și mai mult spațiu pentru erecții în general. Și atunci când ai prieteni bogați, este bine să fii tu ăla care o are mai lungă. În X7 nu ai nevoie de ampatament lung. Mașina asta are 7 locuri și este suficient de spațioasă pentru toată lumea. În plus, pe rândul 2 de scaune poți opta pentru 2 fotolii individuale, iar pe rândul 3 de scaune poți lăsa copiii atunci când pleci la drum, ei sunt la vreo 2,5-3 metri de tine, așa că nici măcar nu o să-i mai auzi atunci când te întreabă dacă ați ajuns la destinație. În plus, au și climatizarea lor acolo în spate, așa că nu o să te bate la cap mereu spunându-le că le e frig sau le e cald. În plus, scaunele de pe rândul 3 se rabatează la o simplă apăsare de buton. Poți să-ți alegi BMW seria 7 și fără X-Drive. Mai găsești încă în gamă motoare care îți permit să echipezi mașina asta doar cu tracțiune spate și poți să faci asta pentru că stai într-o zonă unde nu prea plouă, nu prea ninge, ori pentru puritatea condusului, e treaba ta, indiferent este că ai această alegere pe care în X7 nu ai. X7 e clar și mașina mult mai practică. Ai 326 de litri de volum în portbagaj cu toate scaunele ridicate, dar ai 760 de litri de volum în portbagaj cu rândul 3 de scaune culcat. Și fii atent, poți culca și rândul 2 de scaune astfel încât ajungi la 2160 de litri. Adică suficient de mult spațiu încât să cari seife pline cu bani, tablouri foarte scumpe sau dulapuri de la Ikea. Și da, toate scaunele se rabatează la fel la atingerea unui buton. Fără manete, fără leviere enervante și fără niciun fel de efort. Iar treaba asta pentru mine poate fi o altă definiție a luxului. BMW seria 7 este o mașină mai elegantă decât BMW X7. Dacă îți place să te îmbraci mai des la cămășuță, la papion, dacă îți place să ți se spună domn director, atunci în ochii lumii ai mai mult succes într-un BMW seria 7 decât într-un X7. Dacă ambele mașini s-ar afla la semafor, atunci cerșetorul responsabil cu semaforul intersecția respectivă ar veni mai întâi la tine să-și ceară bani. Un SUV, ceea ce clar e valabil și în cazul lui BMW X7, nu este o mașină la fel de pretențioasă cu ținuta ta. Pentru că e o mașină ceva mai aventuroasă, poți să o asortezi și cu ținuta de sală și cu o ținută care implică haine de munte și căciulă în cap. Pentru că BMW seria 7 e ceva mai sofisticat și parcă cere ceva mai multă atenție din partea celui care o conduce. În schimb, în X7 poți fi mult, mult mai lejer și mult mai neatent cu ținuta ta. BMW seria 7 se conduce mai bine decât un X7. Este o mașină mai ușoară, chiar dacă are și ea peste 2 tone, este o mașină mai aproape de pământ, mai agilă, mai sportivă și dacă încă te mai interesează asta într-un BMW, atunci îți iei seria 7. Pentru mine, BMW X7 este acum vârful de gamă BMW. Sigur, seria 7 a rămas etalon când vine vorba despre confort, despre rafinament și despre eleganță și poate și despre un statut. Dar X7 este o mașină mai practică, care reușește cumva să îți ofere mai multe lucruri decât o poate face un seria 7 cu bani mai puțini. Iar nivelul de confort și de rafinament se apropie destul de mult de ceea ce primești în seria 7. Sigur, nu e la fel de confortabil, nu e la fel de rafinat, dar crede-mă că este foarte, foarte aproape din punctele acestea de vedere de ceea ce îți oferă un seria 7. Cam asta a fost dezbaterea noastră legată de ce poți face cu peste 100.000 de euro dacă vrei să-ți iei o mașină de la BMW. Eu merg pe roțile lui X7, Mihai alege seria 7, așa că fiecare dintre noi are preferințe diferite. Dacă ți-a plăcut materialul, dă-ne un like. Dacă nu ți-a plăcut, apasă cu încredere acel buton de dislike, dar nu uita să ne lași în comentarii și feedback-ul tău. Și cel mai important, cred eu, că este să te abonezi la Motorvlog TV și să activezi notificările, astfel încât să fii mereu la curent cu cele mai noi materiale pe care le urcăm aici. La revedere!